Bună draga mea, sunt luna ala. În iulie, capricornii vor fi supuși unor schimbări constante. Va trebui să călătorești, să ai timp să faci mai multe lucruri de dată. Luna este bună pentru a organiza ceva. Neînțelegerile și greșelile nu sunt excluse, dar acum le poți trata foarte inteligent. Mulți capricorni în iulie vor trebui să ia taurul de coarne pentru a ajunge în sfârșit la înălțimile dorite. Evenimentele importante sunt probabile și pe frontul dragostei. Cu alte cuvinte, a doua lună de vară cu siguranță nu te va lăsa să te plictisești. Cu toate acestea, în a doua jumătate a lunii, parteneriatele pot deveni mai tensionate. Motivul pentru toate acestea este autoritarismul pronunțat și comportamentul preavidă de putere al capricornilor înșiși. Într-un fel sau altul, în a doua lună de vară, capricornii conservatorii vor trebui să învețe improvizația pentru a reuși în chestiuni prioritare. În iulie, capricornii ar trebui să depășească restricțiile autoimpuse și tacticile obișnuite, mai ales când vine vorba de antreprenori, manageri, organizatori și oameni care lucrează în comerț. Dragoste, în iulie, capricornii vor avea cele mai reușite sărbători de familie, cum ar fi nunți, logodne, aniversări și așa mai departe. Pentru îndrăgostiți, acesta este un moment minunat pentru a-și uni inimile cu acte. Pot apăra conflicte cu privire la clarificarea conducerii în gospodărie. La începutul lunii, cea mai periculoasă perioadă este când ți se va reproșa constant, dar nu vei rămâne îndatorată. Lucrează asupra ta dacă nu vrei consecințe triste. Să-ți faci noi prieteni nu va fi ușor. Ți se va părea că totul în jur nu este pe gustul tău. Poți arunca o privire mai atentă la cei pe care îi cunoști deja. Sunt oameni în jurul tău care te plac. Nu încerca să-ți cauți cealaltă jumătate în fiecare persoană și nu suferi din cauza relațiilor din trecut. Dacă dorești o uniune de durată, atunci acum este mai bine să te îndepărtezi pentru un timp de sexul opus și să aștepți o atmosferă mai favorabilă. Astrele te asigură că a doua jumătate te va găsi cu siguranță. Sănătatea. În iulie, capricornii trebuie să fie supuși unei examinări complete a corpului. În cele din urmă, ai grijă de tine, făți timp pentru tine și urmează un tratament preventiv. Acum este momentul perfect pentru a vizita o clinică și a te vindeca. Mulți reprezentanței zodiei sunt foarte epuizați și astfel odihna le va face bine. Tot în iulie trebuie să ai grijă de organele digestive. Există riscul să câștigi un fel de infecție intestinală, care va afecta foarte multă digestia. Încearcă să-ți diversifice dieta cu diferite fructe, legume și fructe de pădure, asigură-te că bei zilnic suficiente lichide, orice activitate fizică va avea un efect bun asupra vaselor, dacă ai grijă de corpul tău acum, vei uita de boli pentru tot anul viitor, la sfârșitul lunii iulie, orice proceduri cosmetice sunt favorabile pentru tine, banii. Nu este o lună ușoară pentru oamenii a căror activitate este legată de comunicare. Acum va fi necesar să întărești în mulțime de reguli, să restabilești un contact vechi și să cauți constant sponsori. Dacă nu există suficient farmec și carismă, atunci trebuie să lucrezi. Dar în ceea ce cauți, pentru atitudinea și deschiderea creativă, toate ușile sunt acum deschise. O muncă excelentă va fi de la 1 până la 15 iulie. Capricornii vor putea utiliza abilitățile lor organizatorice. Capricornii și nu trebuie să stea mișcați. Acum este momentul să mergi la interviuri și să câștigi experiență. De asemenea, vei întâlni oameni interesanti și excursii interesante. Dacă poți schimba locul de muncă, atunci ar trebui să aștepți puțin. Acum riști să pierzi o sursă importantă de venit, așa că nu te grăbi, zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept?